PSD depune moțiunea de cenzură dacă guvernul modifică legea pensiilor prin ordonanță de urgență. Este anunțul făcut joi de deputatul social-democrat Lia Olguța Vasilescu după ședința conducerii partidului. Biroul Permanent Național Interimar a aprobat astăzi depunerea unei moțiuni de cenzură de către Partidul Social-Democrat în momentul în care guvernul României va modifica prin ordonanță de urgență legea pensiilor publice, așa cum știți și noastră, de la 1 septembrie ar trebui să fie o creștere a punctului de pensie până la 1775 de lei, adică 40%. Nu pot să fac această modificare a legii decât printr-o ordonanță de urgență, iar în momentul în care o vor adopta, vom începe deja strângerea de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură. De asemenea, aș vrea să atragem atenția Ministerului Muncii asupra faptului că nici cealaltă prevedere din legislație care prevede recalcularea tuturor celor 5 milioane de pensii nu s-a respectat până în acest moment. În sensul că de la 1 ianuarie 2020 ar fi trebuit deja să înceapă recalcularea pe noua formulă a tuturor celor 5 milioane de dosare. Practic ne-am dat seama de la începutul anului că nu au de gând să aplice legea pensiilor din moment ce nu au început deja recalculările. Mă veți întreba probabil de unde banii pentru 40% majorarea punctului de pensie și o să vă răspund că guvernul PSD s-a împrumutat în termen de 3 ani cu suma de 17 miliarde de euro, iar guvernul PNL în 6 luni de zile s-a împrumutat cu 15 miliarde, timp în care nu am văzut să apară vreo autostradă nouă în România. Nu s-au dat bani în plus pentru veniturile românilor, nu s-au dat bani în plus pentru sănătate. Aș vrea să vă amintesc că anul trecut am avut un buget maxim istoric la sănătate de 14,9 miliarde de lei. Anul acesta l-am început cu un buget de 11,5 miliarde, deși se știa că suntem într-o stare de pandemie. Practic, noi am reușit să scădem în 3 ani de zile datoria publică de la 39% la 36%. Iată că cei de la PNL au reușit să se împrumute într-un ritm în care au dus din nou datoria publică în acest an la 39%. Deci nu pot să vină să spună că nu au bani. Dacă PNL se atinge de o singură virgulă din legea pensiilor publice, PSD va depune imediat moțiune de cenzură. Nu vom tolera ca acest guvern să își bată joc de o lege care are o rată de acceptabilitate de 90%. Nu e o lege care îi privește doar pe pensionari, ci e o lege de care vor beneficia și generațiile următoare, a punctat Olguța Vasilescu pe Facebook. Ea nu a exclus ca moțiunea de cenzură să fie depusă în vara acestui an. Lia Olguța Vasilescu a fost inițiatoarea noii legi a pensiilor în septembrie 2018, pe vremea când era ministrul muncii în guvernul Dăncilă.